avem nevoie de personal, chiar azi a fost pusă locul de muncă pentru absolvenți, au fost prezenți toți reprezentanții instituțiilor din sistemul de siguranță și apărare națională. Sunt concursuri în desfășurare, inclusiv la Inspectoratul de Poliție Județean, pentru candidați din surse externe și din, inclusiv din, pentru școlile de subofițieri. Se vor aduce oameni, chiar asta am discutat, pe inclusiv pentru posturile de ordine publică unde suntem deficitari. Am vrut să experimentează chiar 6 posturi în prima etapă acum. Deocamdată, dacă stăm și analizăm, întotdeauna este locul mai bine. Dar trebuie să ținem cont în continuare de deficit de personal. Eu m-am bucurat chiar la acest eveniment de o prezență numeroasă a absolvenților care, în mare majoritate, s-au îndreptat exact spre și au cerut informații pentru a accesa sistemul de învățământ preuniversitar sau universitar la instituțiile de ordine și siguranță națională. Au fost și antreprenori și agenții economici. Oferta a fost, din punctul meu de vedere, diversificată. Chiar discutam și am spus că Bursa Locului de Muncă este un eveniment clasic, dar trebuie să ținem cont că trăim într-o, să spunem neapărat într-o perioadă, într-o era digitală, ci digitalizarea vine peste noi și există o ofertă pentru locul de muncă chiar și pe mijloace de informare, internet, Facebook, și care funcționează. Deci, dacă poate spune, dacă numărul de posturi o să fie mai în siguranță, sau... Dacă va fi suplimentat numărul de posturi, întrebarea dumneavoastră este retorică. Suntem în siguranță și acum, din punctul meu de vedere. Un număr suplimentat de posturi înseamnă un număr mai mare de patrule, pentru că am spus la ședințele anterioare că suplimentarea numărului de patrule în centru vechi din zonele în care există violență, să spunem, sau anumite forme de manifestare a violenței, a fost făcută inclusiv cu personal din județul Botoșani. Și se face în continuare pe același. Există un plan de măsuri valabil, a fost valabil, de fapt, până la sfârșitul lunii, a fost valabil până la sfârșitul lunii septembrie și urmează, există în aplicare un nou plan până la sfârșitul lunii octombrie. Domnul Prefect, există anumite proceduri?